Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bine ați venit la un nou eveniment al Societății Culturale Crepsida, la Galeria de Art Boemia, Clubului Boemia din Roma. Evenimentul este organizat de Societatea Culturală Crepsida, de filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor din România și, sigur, de Clubul Boemia, care și-a propus să renască aici la Roman Boema. Boema mare în toată țara, dar iată renască aici la Roman. Dar puteți să mă contraziceți. Îmi revine sarcina în seara aceasta să fiu moderatorul unui dublu eveniment. Vernisaj, expoziție de pictură și, deodată, o lansare de carte. Vernisajul aparține domnului Petru Diaconu. Mi-amintesc că domnul profesor Lucian Stroc, când l-am anunțat, nu s-a putut abține să nu facă o glumă. Iată, la Roma se întâlnește popa cu diacon. Preotul cu diacon. Mă bucur că m-ați corectat. Am fost tendențios când am spus-o. Am vrut să văd ce se întâmplă dacă spun și acest lucru. Vrem să-i spunem ocazia aceasta și la mulți ani maestrului Petru Diaconu, pentru că suntem în ziua sărbătoririi Sfinților Apostoli Petru și Pavel. Cei care găsim noi. Nu lipsește, e prezent în mod spiritual. S-ar putea. Ei reprezintă pentru noi, pe de o parte, credința și pe de altă parte, misiunea. Credința artistului, credința medicului, credința profesorului și tot așa credința poetului. Și sigur, misiunea fiecăruia în parte. Ca viața noastră, credința actorului și misiunea actorului. Salut pe actorul Răzvan. Rează-mă periți, n-are rol în seara asta. E Lolo Adam. Și sigur îl salut în mijlocul nostru și pe poetul și scriitorul Dan Iacob, care este și un actor grăbit, dacă vreți. Salut pe domnișoara Cristina Emanuela Dascălu, care este o veche prietenă a romanului și mă bucur că l-a făcut iarăși cărare către Roman. O așteptăm de câțiva ani, dar datorită insistenței lui Dan Iacob, iată a ajuns astăzi la Roman. Bine ați venit și ați revenit. Mă bucur, mă bucur. Începem evenimentul, nu înainte de a vă ura bun venit încă o dată tuturor la evenimentul nostru. Dând cuvântul întâi maestrului Lucian Stroci pentru a vernisa expoziția de pictură sau de bazorelief sau de altceva sau de gravură sau de decorativă, eu știu, a domnului Petică Diaconu. Îmi mărturisea mai devreme că știi atât de bine lucrările domnului Petrică Diaconu, încât poate să vorbească oricând despre ele, în orice loc, în orice timp și la orice oră. Sunt mai încredere în preot. Ai încălcat, dar taina spovedanii părinte. Dar pentru că tot suntem într-o zi sfântă, una dintre cele mai mari zile, s-o include și pe Cristina Dascălu, alături de Diacon și de preot. Iată cum avem o Sfântă Treime aici, care merită să fie evocată. Revenind, aveam și n-aveam dreptate când spuneam că cunosc lucrarea lui Petrică Diaconu, unul dintre autorii previitorii extrem de prolifici, dar cu rezultate dintre cele mai interesante. Aparent, el este un eleat, pentru că câteva teme, și voi vorbi despre ele,
se repetă la anumite intervale. În realitate, aș spune că e un om de echilibru, pentru că era critic, pornirea interioară, nevoia de a veni de fiecare dată cu ceva nou, îl face să-și echilibreze propriile lucrări. Am mai spus-o, forța extraordinară pe care o prezintă Petrică Diaconu se bazează pe câteva elemente. Aș spune că efortul de reducție este cel care impresionează, nu de explozii, ci de explozii. Și la ce mă refer? Pentru că Diaconu încearcă să pătrundă în interiorul lucrurilor. Și aveți acolo un măr expresiv. Și multe din lucrările sale ar putea să fie mirat la sămânță, dar, repet, vizibilă în fruct. Aici, Petrică Diaconu este un copil. Un copil când pictează, nu pictează ce vede, ci ceea ce știe. Și atunci se manifestă acel fenomen de transparență. Adică el știe că sămânța e în interiorul fructului și pictează ca tare. Deci are și acea inocență și, dacă vreți, acea suficiență din limele pe care are un copil atunci când își propune să pinteze. Același lucru cu curbele. N-am întâlnit încă pictor, cel puțin vernisajele mele, care să aibă atâtea curbe câte are pentru Diaconu. Curba poate însemna o bufniță. De la ochii imenși ai bufniței, la acea interogație mută, la acea, dacă vreți, privire aproape de semafor, numai că ochii sunt puși pe orizontal, pe vertical, ceea ce te obligă transmite un spirit de neliniște. Bufnița este o pasăre nocturnă. Noaptea înseamnă și romantism. Și de viață avem acolo un sobor al bufnițelor. Asupra unui soare abia ghicit, pentru că refuz să cred că e bună. Și aceste figuri care par malefice, de fapt sunt simbolul înțelepciunii. Sunt simboluri solare. Gândiți-vă că Atena și avea, la, dacă vreți să putem, pe lângă măslin, să zicem, zona vegetalului, bufnița. Romanii, la fel, aveau pe Minerva, care venea cu bufnița. Deci, întotdeauna a fost asociată cu înțelepciunea. Și refuz să cred că înțelepciunea aparține Dumnezeu. Sunt poate un spirit pozitivist, cred că înțelepciunea aparține Dumnezeu. Dar Petrică Diaconu se copilărește, cum spunea foarte bine poetă, la modul cel mai interesant cu putință, când vede o femeie fluture. O femeie care are trupul aproape de cel ghicit de o cultură străveche, cum este cea de munte. Vedeți că seamănă foarte bine cu pictori din acea perioadă, dar cu alipi imposibile de libelulă și obținem, de fapt, femeia fluture, femeia libelulă, femeia care zboară și care zboară pentru că ea, vedeți că sunt zborurile, am ajuns pur și simplu la acea viteză sonică, când se produc și alte sunete și am rezolvat-o. Dar spuneam că există totdeauna și o noutate. Când eram mici, și fiecare dintre noi a fost și mic, când
cineva. Aveam unul sau prost obicei să privim prin caleidoscop. Ceva foarte simplu. Un rotund, două sticle, câteva fragmente de sticlă colorată, câteva oglinzi și se deschidea în fața noastră o lume mirifică a simetriilor, dacă vreți, o lume care în fiecare clipă se schimba. Este ceea ce reușește el de ani și ani de zile cu acele rotunduri, cu acele cuplouri, îndreptate fie spre stele, ca într-un telescop, fie spre natură, spre pădure, ca și cum ar urmări o fiară sau din potrivă un duc al pădurii. Noutatea, pentru că e vorba și de noutate, o prezintă acele bazoreliefuri. Nu știu cum se face, dar în dispoziția anterioară Dorache avea și el asemenea bazoreliefuri. Tentacul era. Deci iată că poemea ne propune o continuitate cel puțin curioasă pe moment, dar care iată se rezolvă. Deci acele bazoreliefuri, dar care vin dintr-o altă zonă. Pentru că iată mă uit la câteva lucrări și cel puțin ca poziție, ca amintește de dansul lui Shiva, deci ne duce undeva spre India, spre anumite, spre Vede, spre yoga, spre acele minunate mănăstiri din sudul Indiei care i-au scandalizat pe atât de multe engleși care au transformat Taj Mahal într-o minune a lumii, pentru că nu puteau suporta atâta feminitate și tot ce ținea de Kama Sutra și de o anumită filozofie indiană. Ca acum, într-adevăr, să se întoarcă lucrurile la justa lor valoare. La Petre Diaconu, natura este o natura artifex, nu e natura naturală. Este o natură pe care și-a construit-o el. Adică îmi imaginez ca pe un fel de grădinar celest care nu e mulțumit de poziția aștrilor, nici de galaxii, și atunci își propune el să fixeze univers. Dar dacă grădina fie de... Nu știu dacă s-ar Pentru dacă eu am remarcat și o formă de religiozitate foarte diluată și la motiv este, și la... Este și așa ceva, dar... Mărul verde, mărul roșu... Este o... dacă vrei... da, dar mărul acela din grădina Edenului nu prea era măr. Era alt fruct, dar în sfârșit era un smocul. Să lăsăm. Bun. Ce ne propune? Vor implozia, reiau, feminitatea, esența, lumea aquatică, aici e mai puțin prezentă, dar tonurile de albastru, de ultramarin, se confirmă. Și, dacă vreți, pentru a se lega totuși de lume, iată am și o lucrare de mai mici dimensiuni în zona aceea, cu un personaj cu capul jos. Ei bine, este chiar, aș putea să spun, un autoportret. Nu e ce se potrivește de mine. Păi nu se potrivește și o să vezi de ce. Pentru că părintele vorbea de religiozitate. Or să știe că Petru a fost primul papă și a fost spânzurat cu capul în jos. Ce se întâmplă cu personajul. Și atunci putem vorbi și de așa ceva. Una peste alta, Petre Diaconu este un artist extrem de prolific. Nu știu dacă pe aici sunt și oameni de afaceri sau nu, dar vă asigur că realizează machete de cea mai bună calitate.
am privilegiu ca să intru în tipografia autograf și să văd cum se nasc anumite opere. De la, să zicem, o efigie a lui Ștefan cel Mare, la un turn al lui Ștefan sau prezintă romanul atâtea și atâtea zone, de o excelentă calitate, departe de lumea Chiciului și așa mai departe. Deci este un artist care știe să valorifice, să facă acel artizanat pe care francezii îl denumesc foarte, foarte exact des objets faits main. Acel tip de artizanat, migălos, migulit, dar cu efecte dintre cele mai bune. Chiar pentru că îl văd pe domnul doctor Nazarian, luați contactul cu el, cu siguranță veți avea surprize dintre cele mai plăcute. Apropo de performanță. Este un artist care, la rândul său, încurajează artiștii, pentru că experiența aceasta de la Bohemia nu este total inedită. El este curatorul unei expoziții permanente la Galeria Sestru din Piatra Neamț. Nu e permanent, e galerie în fiecare lună urmează... Nu, e permanentă, dar permanentă schimbare. În sensul ăsta. Și el este curatorul acestei expoziții, care evident expune și el, dar foarte mulți artiști, mulți au debutat acolo și, într-adevăr, Sestra a devenit un nume de Piatra Neamț, una din puținele galerii de artă. Aș mai spune că are un singur păcat. Și anume, nu reușește să coboare sub un anumit nivel. Deci, nu reușește. Nu știu de ce, aș fi vrut să văd și lucruri ratate, să văd și lucruri... Nu se întâmplă acest lucru. Oricum, experiența aceasta cu Galeria Bohemia va fi, cred eu, una foarte interesantă pentru Romașca. Sper să o vadă cât mai multă lume, pentru că e un artist care merită să fie vizitat și în realitate și în vis. Și acestea fiind spuse, dați-mi voie să îi fac introducerea, să o iau de braț pe Cristina și să spun doar câteva lucruri despre Dania. Am avut cinstea, onoarea să fiu coleg Dan Iacob la Teatrul Tineretului, unde domnul inginer Dan Iacob a acceptat un post poate neconform studiilor sale, dar care îi permiteau să fie aproape de scriptură, să fie aproape de lumea artei. Pentru că prima calitate a poetului Dan Iacob este că este un artist. Nu numai pentru faptul că e sufletul unei formații de teatru, teatru lectură și cu multe și multe rezultate. Și atenție, formată nu numai din artiști neprofesioniști, dar care prin calitatea spectacolului, prin turnele organizate din ăsta, au reușit să se ridice la un nivel, așa cum de pildă se mai întâmplă și la Roman cu o formație care mi-e foarte dragă și este un recitator detemnit. Poeții sunt suficient de orgolioși pentru a nu-și încredința versurile actorilor, spunând că nimeni nu va putea să citească precum un autor. Ei bine, în cazul lui Dan Iacob, se comite erezia. Foarte mulți poeți spun, dar ne citește tu cu tare poet și cu o extraordinară disponibilitate, Dan Iacob interpretează. Uneori chiar e pus în situații imposibile, și se întâlnează cu 3-4 minute înainte de o manifestare și zice, citește un poem sau ceva. Neînțelegându-se că, de fapt, lectura, actul acesta al rostirii este unul de creație și nu de improvizație sau de performanță, pur și simplu. Aș mai spune ceva.
Tania Bob e căsătorit. Nu e o mare performanță pentru unii și alții sunt căsătoriți, dar cu o doamnă, un adevărat spirit religios. Doamna sa are de pildă, între altele, o carte despre icoane admirabilă, o oameni și o dăruită culmea de un ecumen, de un stareț. Și ceva din această relație s-a transmis și lui. Ținând cont de relația pe care a avut-o cu Constantin Noica și cu sinele, atât de permisiv până la un moment dat, Dan Iacob a început să fie un spirit religios, dar atenție, fără să fie o clipă de God. El înțelege fibra sa, fenomenul religios, face excursii la Athos, scrie despre asta, nu încearcă să doctrineze pe nimeni, dar eseurile sale sunt admirabile. În ceea ce privește poezia, o las pe Cristina Dascălu să prezinte pe Dan Iacob, cel cu de două ori nume. A vorbit despre cartea de prieteni pentru adunare, nu doar de prieteni, dar de intelectuali rasați și poeți, scriitori, artiști plastici, deja era un lucru dificil. Vă imaginați acum a vorbit cu Lucian Strohi, care cu ani în urmă, cred că scria, deci eu am pierdut și eu, 50 de cărți, 46, cam pe acolo. Și cel care spune că scrie în fiecare zi și scrie în fiecare zi, în carul rând. Deci vă dați seama, misiune imposibilă aici. Interesant că, ascultând atât prezentarea vernisajului, cât și prezentarea cărții lui Dan Iacob, mă gândeam așa că, într-un fel, anumite teme și motive se leagă între cele din vernisaj, între cele prezente aici, în fața dumneavoastră, în picturile, în gravura pe care o observați, și cartea lui Dan Iacob. Ați făcut deja cumva introducerea despre noi, despre faptul că Dan Iacob a fost și a rămas, într-un fel, învățăciunul lui Noica, un discipol al lui Noica. Și știm cu toții că Noica a scris acele 27 de trepte ale realului, unde prezintă categoriile filozofice, de la cele kantiene, pe de o parte, la cele ale lui Aristotel, dar adaugă câteva categorii în plus, cele ale lui Platon din Sofism. La aceste 27 de trepte către, eu aș spune, divinitate, că și aici este discuție, într-adevăr, cu religiosul în opera lui Dan Iacob, Dan Iacob vine cu o altă treaptă. Ca un fel de ciclu, așa, dacă aici e o metamorfoză și un ciclu de la fluturi la omidă și invers, și din coace este un ciclu, un lucru perfect, de la dăinuirea și locuirea în sine, până la locuirea și dăinuirea în cuvânt și în celălalt. Pe ideea aceasta frumoasă că iubirea este fundamentală. Eu cred că, în primul rând, acest volum de poezie, și spun că Dan Iacob, probabil știți mai bine ca scriitor de eseuri, în acest volum de poezie, eu cred că tema principală este cea a iubirii. Și, desigur, cu multe alte motive. Eu, citindu-i cartea, mi-am făcut așa temele ca o școlăriță aproape și mă gândeam așa. Deci, interesant, într-adevăr, găsim toate acele categorii filozofice aici. Deci ești și un foarte bun filozof. De ființa individuală, raporturile acestea între cantitate, calitate și rostire. Găsim, de asemenea, toată evoluția aceasta de la acțiune, la pasivitate și chiar la posesiune uneori în iubire, de care apoi persoana poetică se leapă de frumos, ca și în acele patru poeme către fiul, către fiul sau aproape ca Teodosie, nu de aboie, bacalaptului, sau Teodosie. 28, o cifră simbolică, dacă stăm să ne gândim. Pe de o parte, se spune că ar fi fost 28 de farisei înarmați care l-au purtat pe Domnul Iisus Hristos pe Golgota.
Deci, într-un fel, și aici este un drum al Golgotei. Îl observăm din motivele prezente în carte, de la, eu știu, motivul damnării, la motivul singurătății, la motivul așteptării. Există toate aceste motive. Aștept, de exemplu, treapta 13-a. Aștept și încerc să nu fiu singur, dar sunt singur. Deci așteptarea și singurătatea, întotdeauna duale, elemente duale, motive duale. Numai cuvintele celorlalți mă ating uneori și umerii grăbiți ai trecătorilor cărora le stau în cale pe străzi. Te-am așteptat de dimineață până seara și toate nopțile, știu, trebuia să te caut, dar eu te-am așteptat. Acum cred că s-a făcut târziu. Această întârziere, cumva sinele poetic nu reușește să ajungă la timp către persoana iubită. Întotdeauna există un contratimp în poezia de dragoste a lui Daniel. Nu vrea să trecem totuși peste numerologia deja. Nu. Și chiar o să revin la numerologie. La 28. Dar eu spun doar două observații și simt că să continui. Vorbeai de 27. 27 este un cifr perfect. 3 ori 3 ori 3. Vorbim importanța lui 3, atât pentru folclore, cât mai ales pentru religie. Sfânta Triplă și tot ce e. De altă parte, 28, cifrată care propune Daniacu, este și ea din numărul cifră perfectă de 2 ori. De ce? Pentru că este 7 ori 4, adică 4 e cifra perfecțiunii, 7 e cifra inițierii. Ceea ce este, dintr-un dată, ceva suspect. Iar pe de altă parte, și aici începeai să glosezi și vreau să nu te mie, vorbeai de dual. Și de 8, deci 28 se scrie 2, 8, iar 8 este cifra timpului și este prima din cifra lui Hristos, care are apare se crucea. Se 8, se, și apare 8, și în, la arabă apare simbolul timpului, timpului care e infinit. Veșnicia. Da. Veșnicia. Da, infinitul aici. Sigur. Sigur, 28. Buda a stat 28 de zile în contemplație exact. Sub smochin. Vorbind iarăși, într-adevăr, simbologia asta e interesantă, că ființa umană, 28 de zile ale ciclului uman, ale bioritmului uman. Acum, când tot spuneați despre elementele, despre soare, că e lună. Și domnul Petru Iacu a expus 28 de tablouri. 28 de tablouri, asta nu știam, totul perfect. Nu mai că ne-am coordonat noi cromatic, dar până și expoziția. 52, nu există interpretare pentru numărul ăsta. Cu siguranță pentru orice număr există numerologie. Și mai bine. Numărul de săptămâni. Și dintr-un an. Ah, bine. Nu, sincer. 52. Deja devenim cam suspecți cu această zile. Discutam oricum despre religie. Evanghelia după Matei are 28 de capitole. Și canonic este primul text. Chiar dacă în Noul Testament al lui Evanghelia lui Marcu apare. Ideea este că orice am face nu putem să despărțim cele două. Devenim pitagorei din religie. Ajungem în același punct, care nu-i vicios. Nu-i vicios, nu e un cer vicios. Este un cer complet. Complexitatea ființei trupale și... În veacul de primare, pe când era episcopul Iacob, sau Petru, să știți că spovedania se făcea în public. Deci era o mărturisire publică. De ce? Pentru că toți, păcatul unuia devenea păcatul tuturor. Pe ce vreau să-l iert public pe domnul Petrică, că nu coboară nivelul niciodată. Asta până a apărut și sigur că, și ereziile de care vorbea domnul profesor ar fi bine să fie ale tuturor. Și păcatele de care vorbeam. Tot la poezia dumneavoastră. Continuăm. O exegeză excepțională. Mulțumesc. Așa, întrerupere de rigoare. Tot discutând aici despre elemente expoziție, vernisaj, acel femininul și masculinul, și iarul. Elementele acestea se întâlnesc și în poezia lui Dan Iacob. Elemente masculine, elemente feminine. Sunt menționați cifra 4, apare cifra 4, apare cifra 3. Cifra 4, sunt patru poezii dedicate fiului încă nenăscut. Deci, din nou, vorbim nu de cifra pământului, cifra cerului, masculinitate, feminitate și dacă punem 4 cu 3, cele 4 elemente. Cele 3 principii. Așa mai departe și întrebă dintr-o dată un timp, chimie, în alchimie.
cu siguranță se poate observa și aceste elemente de alchimie în poezie și elemente mitice, arhetipale. Și mai e un lucru aici. Este cartea unui autor care și-a făcut foarte bine lectură. Deci, pe de o parte, este o poezie confesională. Cum ar putea fi poezia anilor 50 al, eu știu, Silviei Kners, dar pe de altă parte... Sunt și scrise în anii 70-80. Cu temele acestea profund personale, de nădejde, chiar depresia, chiar colul acesta al ființii umane care nu-și găsește aleasa. Deci, foarte confesională, directă, o poezie adevărului. Și există așa un traseu de la această deznădejde către împlinirea din final, împlinirea prin iubire. Și din nou cred că a spune influența aici creștină, religioasă, pentru că Dumnezeu este iubirea, adevărul, calea și viața. Și cam așa este și poema ăsta și în final, până nu te-am iubit, se numește. Da. Dar chiar nu mi-a plăcut intervenția. E o discuție până la urmă. Poate un pic să pară să zici, nu mai iubit. Eu zic că aveți voie să interveniți. Dar vreau să spun un lucru. Chiar nu poate încălpi. Adică Dan Iacob e format nu numai la școala lui Catașa, lui Vasile Lovinescu. Este un ezoteric. El participă în fiecare an la ședințele acestea, fie că se produc la Fălticeni sau în altă parte. Sau... Deci, nu, Cristina este foarte aproape de text, deci nu fabulăm, nu inventăm, nu, pur și simplu interpretăm ceea ce trebuie să spun. Chiar îmi făceam câteva notițe bazate pe volum, că aici iubirea adevărată este cumva caracterizată de incapacitatea de a fi înțeleasă. Că, practic, nu există acea logică. Iubesc pentru că iubesc, nu pentru că 100 de motive. Și mă gândeam cum face trecerea frumos Dan Iacob de la filozof, de la Socrate, de exemplu, care considera că posedă o singură știință, aceea iubirii, dar filozofia fiind înțeleasă ca iubirea acolo, din nou la această variantă, știu, și mai eunica, și n-am văzut atât de mult partea de Aristotel cu prietenia neapărat. Deci mai puțin important aici decât iubirea ca o categorie gnoseologică. Uneori mi s-a părut mie chiar și isihastic puțin. Mi s-a părut mie așa fundamental a creștinismului răsăritean. Deci citeam și mă gândeam că la Dan Iacob, iubirea este o formă de săvârșire aproape ca la Sfântul Maxim Mărturisitorul, pe de-o parte, sau la Dionisie, are, nu știu. Da, sau poate mi se pare mie, părinte, aici e mai mult specialitatea dumneavoastră, dar... Oricum, eu vă bucur că l-ați văzut pe Dan Iacob ca un poet al iubirii. Pentru că, până la urmă, literatura română are nevoie de poeți ai iubirii. Mă bucur că am putut să recuperez acest manuscris pierdut, între ghilimele, lui Dan Iacob. Noi ne-am cunoscut acum un an și ceva și atunci am avut o întrebare. Când îmi dați un volum de poezii să vă public? Și el m-a întrebat foarte... De unde știi? Nu-i așa? De unde știi că am poezie? Pentru că eu sunt eseist și am zis, nu se poate, orice scriitor are poezie. Atunci am convins să-mi trimită grupajul acesta de poezii, care nu e foarte consistent, dar vedeți, ca dimensiune, pentru că Dan Iacob are cărți cărămiți, nu? Cum e cea antologia grea și în toate sensurile. Și felicitări editurii dumneavoastră, pentru că mă uitam la cât de excepțională este lucrarea în sine. Deci, am căutat o lucrare care să ilustreze titlul și piesele lirice din interior. 28 de trepte ale realului. Mă presupun că a fost foarte greu să găsesc ceva care să intre într-o sinteză, într-un dialog
că am ales din mai multe lucrări pe care le-am găsit și până la urmă m-a atras lucrarea lui alt Dan, Dan Palade, care este un pictor recunoscut european și poate mai mult, nici eu, persistența memoriei, detaliu ulei pe metal, ulei pe metal, 2011, o lucrare, este doar un detaliu din această lucrare, care ea are altă trimitere, de fapt, este vorba către recuperarea unor traume din perioada comunistă și așa mai departe, dar detaliul de aici nu trimitere, nu trimite neapărat la această, idee inițială a lucrării, ci trimite la ideea de ascensiune. Eu am văzut scările acestea, care până la urmă scara lui Iacob. Da. Dan Iacob este și un autor care lucrează foarte mult pe text. Dacă ne uităm aici la pagina 18, apare un catren. Apropo, în acest volum avem vers liber, catren, haiku, deci toate multe forme poetice. Ne uităm la variantele pe care le dă aici. O variantă. Pribeagă ești și sunt pribeag, durerea lumii ne desparte, din moarte am să-mi fac doiag spre revenire din moarte. Și apoi, varianta 1. Ce singur sunt și ce pribeag, lumină, sfântă carte, din moarte am să-mi fac dumneag, să mă întorc din moarte. Vedem că dintr-o dată motivele se schimbă. Deci spunem că e același catren, dar nu și este. Și la urmă, nu-i numai poezie de dragoste, ci și poezie, poezie filozofică. Filozofică, poezie existențială. Și poezia pribegii, pribeagă ești și sunt pribeag, lumină, sfântă carte, de tine am să fac doiag și să mă întorc din moarte. Importanța cuvântului. Deci, cuvântul devine acel toiag care, într-un fel, îl aduce pe scriitor din moarte. Prin volume, scriitorul Dan Iacob rămâne cumva din muritor. Da, dar chiar un exemplu pe care îl dai fără voia noastră, trebuie gândit imediat la Ilescu și la... Care apare Lezore aici, în volume. Am mai avut singur doar în atâtea variante. Dar hai să vedem imaginarul propus. Deci, pribeag, toiag, cartea care este drum, imagine. Și dacă ții minte, are Ierosimus Coșu, o lucrare extraordinară în care apare cu toiagul, cu pribeagul, cu nu știu ce. Deci, aproape este o traducere literală a acelui, lucrări. Dacă mă gândesc, la Osiris cu figura lui cu toiagul și acolo cele 28 de ani da. Până la urmă, toiagul poate și semnul întrebării sau exclamării sau cârja și toate simbolistica. Până la urmă, Dan Iacob face o picto-poezie și iarăși întoarce la pictura lui Petru Iacob. Da. Și al lui Lucian Tudorache. Deja sunt dezavantajat. Păi nu, el a făcut. Avantajul plus că pictura e mai mult, și mai mult a non-verbalului, deci toți ne putem uita spre expoziția dumneavoastră. De citit mai rar. Petrică Glumintă spunea, apropo de dialog, spunea o vorbă foarte mare, zice, până la urmă, lucrările care fac parte noi, acele bazorelieful filimele, sunt pictură pentru pictură brai, pentru cei care vor să vadă, pentru ochii care vor să vadă pictura. Foarte frumos spus. Și iată cum se face o legătură între pictură și literatură, între carte, ca simbol al... Știi că la Chicago chiar există un muzeu al de artă pentru nevăzători. Nu știu. Importanța semnelor. Să mai alegem o culoare de pe carte. Acolo, portocaliu, să spunem. Portocaliu. Aici sunt motivele la culoarea portocaliu. Da. Pe de o parte, somnul, uitarea. Mi spuneam, vin așa în perechi, somnul, uitarea, însoțirea, cu îndârjirea, așteptarea,
singurarea, filozofia și religia. Și pink, spune maestru, pentru că el a descoperit toate culorile din pictură, le-a descoperit pe cartea lui Dan Iacob. Da. Deci este o cromatică. Fără să știți lucrările, știți, dacă punem așa cartea lângă o lucrare de a domnului Diacon, o să fie identice. Ce poți afla la o asemenea întâlnire? N-aș fi crezut niciodată că Cristina Dascălui e o excelentă pianistă și pentru că nu are pianul la ea, s-a gândit să facă din cartea lui Dania ca un pian. Și nemulțumită de alb negru, de gravură, al clapelor de pian, l-a colorat și măcar să arătăm și publicului în sală cam cum arată pianul, de clapele pianului Cristinei Dascălui. Da. Acum, ca să nu fie doar elementele, cele patru elemente aduse în discuții, ci și toate artele în această carte. Culoarea roz, aici erau pink-ul. Îmi dai voie, știu că nu o să recit atât de bine ca tine, mai ales după ce a spus Ian. Nu, eu nu le nu se poate abține și o să recite. Deci ultima treabă, cea mai importantă, este cea iubirii, care cumva, spuneam, reușește să aducă toate celelalte trepte spre lucrurile. Și spune așa, până nu te-am iubit, final, până nu te-am iubit, n-am înțeles de bine, că nu mă pot cunoaște pe mine, cred că era însume, decât prin tine, iubita mea. Până nu te-am iubit, n-am înțeles de plin cât de sărac și de singur și de albumă nu i-am fost, până când nu te-ai îndurat să mă locuiești, iubita mea, și că fără tine, fără iubirea ta, fără iubirea noastră și acum, din nou, trimiterea la religios, citat, de-aș avea darul prorociei și tainele toate le-aș cunoaște, și orice știință, și de-aș avea atâta credință cât să mut și munții, iar dragoste nu am, nimic nu am. Citind asta și cred că o să mă uit un pic pe telefon, am văzut un alt exemplu din Ecleziastru. Sunt anumite fragmente acolo și sper să-mi găsesc citatul exact. Unde sunt tot 28, de asta vreau să caut citatul respectiv. Sunt tot 28 în Ecleziastru de moduri de a defini ființarea în iubire. Te-ai gândit și la asta? Nu. Da. Până găsiți dumneavoastră, o să adaug și eu două cuvinte. Cartea este însoțită și de un text critic al lui Alexandru Mihăilă, redactorul șef al editurii Papyrus Media, care pe o jumătate de pagină, a 5, reușește să facă o sinteză la poezia lui Dan Iacob de excepție. Doar o frază, prima frază, dați-mi voie să o citesc. Poet al neodihnei și al dureilor, ce și înălbușă strigătul, Dan Iacob se află în volumul 28 de trepte ale realului, în căutarea unei noi nașteri și a unui nou botez, metanoia împărtășită cu bucuria permanentei reîntoarce în urcușul duhovnicesc. Iată, el a văzut latura aceasta teologică și spirituală a poeziei lui Dan Iacob. Ecleziastru 3. Pentru toate există o vreme și orice lucru de sub cerul își are timpul său, un timp pentru a te naște și un timp pentru a muri, un timp pentru a sădi și un timp pentru a smulge, un timp pentru a ucide și un timp pentru a vindeca, un timp pentru a dărâma și un timp pentru a zidui, un timp pentru a jeli și un timp pentru a râde, un timp pentru a boci și un timp pentru a dansa, un timp pentru a arunca cu pietre și un timp pentru a strânge pietre, un timp pentru a îmbrățișa și un timp pentru a fi departe de îmbrățișări, un timp pentru a căuta și un timp pentru a pierde, un timp pentru a păstra și un timp pentru a arunca, un timp pentru a rupe și un timp pentru a coase, un timp pentru a tăcea și un timp pentru a vorbi, un timp pentru a iubi și un timp pentru a urâ, un timp pentru război și un timp pentru pace. 28 de... Da. Iată, o concluzie poate fi foarte bună aceasta. În afară de dans, cred că toate celelalte motive se găsesc în carte, în afară de motivul dansului. Și eu remarcam la pictura domnului Petrică Diaconu și muzicalitatea. De exemplu, da. Acolo era... Am vrut să spun și abitat. Da. Deci, ce deosebește zgomotul de sunet?
perfecțiunea armonică, deci nodurile și ventrele care sunt, am vorbit de curbe, dar nu am vorbit de intersecția lor, care erau nodurile. Și acele discuri făcut cu mintea, sigur, la actul de la pick-up care merge și scoate culori, ca să spun așa. Păi e și spirala. Exact. O să dau cuvântul domnului Dan Iacob, pentru că este și tipul lui, este și tipul poeziei. Să ne spună câteva cuvinte și apoi ne vom întoarce ciclic, ca să încheiem, cu vocea maestrului Petru Diacon. Răzvane! În primul rând vreau să mulțumesc părintelui Paiu pentru acest eveniment pe care l-a creat la Roman. Care așteaptă de ceva vreme. Da, care așteaptă că cartea a apărut anul trecut. 15. Mulțumesc domnului Lucian Stroic și Cristinei Manuela Dascru pentru cuvintele spuse. Pentru că timp ce ei doi vorbeau, mi-a venit în minte un text de tinerețe al lui Mircea Eliade, care spune așa, Mircea Eliade, nu întotdeauna un autor conștientizează toată simbolistica pe care a sădit-o în textele lui. Și atunci, spune Mircea Eliade, vin interpreții... Niștitorul. Da, și atunci vin interpreții și relifează din opera unui autor anumite simboluri. Pentru că noi știm foarte bine, în momentul în care scrii, practic deschizi ușa eului creator, a eului de adâncime și atunci ajungi la acea pânză freatică, la acea pânză de apă vie care, de fapt, în viața diurnă, în viața eului social, nu ți este accesibilă. Aceste poeme, vreau să repet, sunt rodul unor căutări prin tinerețe. Le-am scris între anii 1980 și 85. Ultimul poem este un poem mai târziu, scris mai târziu. Iar recitindu-le la rândul meu, îmi dau seama că temele importante le-am căpătat atunci. Pentru că, deși făceam facultatea de transporturi la București, activam la o trupă de teatru Alma la Casa Studenților, descoperisem orizontul filozofiei lui Blaga, Noica, cărțile lui Iliade, prima carte care m-a marcat a fost Etica lui Baruch Spinoza, începusem un dialog epistolar cu filozoful de la Păltiniș și iată că în aceste poezii care sunt un reflex al lecturilor mele și a poeziilor pe care le recitam pe vremea aia, începând de la Eminescu și sfârșind poate cu Rilke, dar trecând prin Kipling, Khalil Gibran, Shakespeare, Marin Sorescu. Deci aceste poezii, practic, sunt ecoul acelor lecturi și acelor seri de poezie pe care doamna Liliana Andreescu, din păcate trecută în veșnicie anul acesta, la doar 66 de ani, ne le provoca la Casa Studenților. Eu m-am format, am făcut practic o a doua facultate, ca să spun așa, în acei ani la Casa Studenților, frecventând trupa de teatru Alma, jucând în spectacole, în spectacole de teatru, spectacole de poezie, citind de norm, în căminul meu de la Politehnică, aveam, în loc să am cursurile de la Politehnică, aveam cărțile din colecția de filozofie românească și mi-aduc aminte cum pe aleea care ducea la institut, un anticar mi-a vândut cartea lui Mircea Florian, Îndrumare în filozofie. Ei, din acea carte, la 20 de ani, am aflat că între miracolul grec și miracolul german există miracolul creștin. Eu nu veneam cu o cultură creștină din Piatra Neamț. Mama, Dumnezeu să o ierte, se ducea la biserică duminica, dar nu ne forța, cum corect trebuie să proceseze un bun creștin, nu ne forța și pe noi să ne ducem. Și atunci, în acea carte al Lucia Florian, am descoperit acest miracol și începând din 1980 am cumpărat toate cărțile care aveau ca temă Iisus Hristos creștinul biserica. Așa s-a făcut, după 30 de ani, 35 de ani de lecturi, am reușit să tipăresc o antologie de peste 1000 de pagini în format academic, în două volume, la care făcea referire părintele, adunând acolo texte esențiale pe această temă. Sigur că când am împlinit 50 de ani, am scos cartea Pecetea. Am făcut un,
un rezumat al pecetilor care mi-au împrentat viața. Și încep aici cu pecetea poetică, continui cu pecetea filozofică, care a culminat cu întâlnirea cu Noica, pecetea religioasă, culminând cu întâlnirea cu Părintele Iustino, cu Părintele Cleopa, Orasine Papașoc, pecetea tradițională, studiile tradiționale a lui Vasile Lovinescu, și iată că pecetele aceștia, practic, la un moment dat s-au întrepătruns. Și noi, cum bine s-a spus în repetate rânduri, suntem, de fapt, rezultatul întâlnirilor cu oamenii, cu cărțile. Și atunci noi care avem, noi toți care suntem la această masă, și îl includ aici și pe domnul Petrică de acolo, pentru că și el, practic, cum spunea Nichita Stănescu, scrie cu el însuși. Da? Nichita spunea, trebuie să ajungem să scriem cu noi înșine. Noi, de fapt, scriem toți cu noi înșine. Și domnul Strog, și Cristina, și eu, și Părintele. Dar n-am putea scrie cu noi înșine dacă n-ați existat dumneavoastră. Dacă n-ar fi existat întâlnirile cu dumneavoastră și întâlnirile cu cei care nu mai sunt în trupuri de carne și sânge, dar care ne-au rămas aproape prin cărți. Eu am o întâlnire la un nivel care nu poate fi exprimat în cuvinte cu Mihai Eminescu, cu Nichita Stănescu. Am cumpărat săptămânile trecute de la chioșcul de ziare un volum Eminescu. L-am cumpărat așa crezând că nu o să mai am ce aflat din acel volum. Ei, iată, din acel volum încă am mai aflat câteva poezii de Eminescu. Și mai nou, nu știu, poate... O pecete se cheamă Mihai Eminescu. Eminescu. O pecete este Mihai Eminescu, o pecete este Noica, Vasile Lovinescu și prezența slăvitului voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, pentru care am o evlavie deosebită. Dar nu aș vrea să vă țin mult, aș vrea numai să vă semnalez treptele devenirii mele. După ce am publicat în 2001 un început modest la editura din Piatra Neamț, eseul Neodihnirea de Ființă, l-am reluat la editura Timpul, adăugând și un jurnal al formării, în cartea Lasă-te locuit, în 2004. Din 2004 am făcut o pauză, ca să spun așa, de acumulări, și în 2010, când am împlinit 50 de ani, această carte pe cerea de rememorare. A urmat în 2011, Uită-te o clipă, răsare soarele. Un jurnal de idei, stări și lecturi. Deja găsisem editura Eicon, cu care am colaborat și mai apoi. În 2013, Această lume nu e o concluzie, titlul luat dintr-o poezie de Emily Dickinson. Iar în 2015 mi-au apărut trei cărți. A apărut această carte de versuri, cartea De la Nistru până la Nisa, cu subtitlul Jurnalul unui bibliotecar, o carte la care țin foarte mult și care va apărea în toamnă. Chirileanu. Și antologia de care vă spun. Eu, practic, nu sunt un scriitor de nuvele. Acum am în lucru o nuvelă pe care am sub public în toamnă, o nuvelă tot cu tema iubirii, pentru că, practic, asta e tema. Grecii spun așa, există patru trepte ale iubirii. Iubirea prieteniei, iubirea familială, erosul și agapeul. Deci, practic, dacă nu te situezi la una din cele patru trepte, nu ești, nu existi. Să fim foarte serioși. Nu existi dacă nu ai acces la iubirea prieteniei, la iubirea familială, la eros sau la agape. Ei, ori iată că în aceste cărți ale mele, eu nu sunt original. Așa cum afirmă filozoful Sorin Lavric, care m-a gratulat cu două cronice în România literară, eu reușesc să repun în circulație, să readuc în față eternele teme ale umanității. Sigur că este foarte greu să fii original când abordez teme filozofice, când abordez teme de teologie, dar poți să vii cu acea noutate prin a repovesti, prin a limpezi celor care poate nu au timp să adâncească tratate de teologie, prin a sintetiza și a limpezi. Eu mă bucur că sunt la Roman. Această întrunire a noastră cred că este un semn că, iată, trebuie să ținem mai aproape de Roman, pentru că în jurul Părintelui Paiu, în jurul bibliotecii din Roman, iată, aici suntem în preajma casei Sergiu Celibidache, se întâmplă lucruri deosebite și cum distanțele atât de la Piatra Neamț, cât și de la Iași la Roman nu sunt foarte lungi, eu zic că această întâlnire a noastră poate să fie, cum spun nu oamenii îmbunătățiți, prin această întâlnire am pus început bun. Mulțumesc încă o dată și sunt efectiv copreșit. Și eu mulțumesc. Uitam că am în față trei membri
ai reușit scriitorilor din România, Iași, da? Domnul profesor, Lucian Strochi, Bacău și Bacău. Și mai avem aici și pe domnul Mircea Bostan. Deja sunt patru membri ai unui scriitorilor într-un perimetru. Trei de la Bacău. Trei de la Bacău. Da, deja, deja inflați. Da, deci nu mai e Ardealul Funte. Trei la unu. Îl invit și pe domnul Mircea Bostan să adauge un gând, că știu că vrea să adauge. De ce? De unde ai simțit așa? Am simțit. Pe toți s-a vorbit de ezoterii aici, a rămit ușor. Ezoterii. Mă scriu. Ce pot să spun? E interesant această întâlnire între Petrică Diaconu, Victorul Orbilor și Trinitatea Ecoviană. Acum, știți că ultima definiție, cea mai frumoasă definiție a scriitorului, mai către încă, și-a dat-o Mircea Cărtărescu, care spune că în contemporaneitate, scriitorul este un martir și trebuie respectat și iubit. Nu, într-o mai mică măsură, cel care vine cu imaginea și întrecește litera poetului, care n-are nici locul acesta al penelului de a se exprima și atunci vorbește mai mult în pagină, adunând literele într-o altă formulă, pentru că nu oricine poate să facă așa ceva. E greu să scrii. Spuneam la un moment dat că zilele de astăzi se aseamănă mai mult cu cele din Roma lui Cicero, în care copiii nu își mai ascultau părinții, iar fiecare bătătuș avea senzația că poate scrie o carte. E nu chiar așa. Toți vor, toți se vor la televizor, toți sunt talentați, toți sunt deținători de adevăruri absolute, dar în momentul în care trec la a face, la exprimarea, în fapt, a actului artistic, e mai dificil, e mai greu. Pentru că pentru această meserie în sine, pentru că e o meserie a fi artist, nu? Trebuie să ai misiune. Trebuie să ai har. Meserie. Este o misiune. E o misiune. Apropo, că a fost un papă. Eu, știți, mai nou acum la... Cristina Țopescu îi lua un interviu lui Florin Chilian, cel cu 10. Marele folchist. Și la un moment dat l-a întrebat: Florian, tu ești imbecil? Și el a spus da. Și atât de mult mă iubesc în momentul în care sunt imbecil, pentru că mă manifest la justa mea valoare. Definește cuvântul imbecil. Definește cuvântul imbecil. A definit Bostan celălalt mare de la Ministerul Comunicației. E frumoasă această întâlnire în acest context și cred eu că și instituțiile... M-a fost nimic planificat, totul a fost la fost. S-a întâmplat. Este... S-o face domnul Petrică de acolo, că a venit cu lauda. El a făcut afișul, da. Instituțiile de cultură, care sunt acreditate în Roma, în județ, sunt, da, sunt și au avut parcă în trecut un alt spirit de cooperare și de invitare a scriitorului în zona acestor instituții. Probabil că între timp, din cauza căldurii, din cauza inundațiilor, lucrurile s-au turburat și nu e rău, totuși, pentru că o asemenea invitație a făcut acest locaș al Boiei. Ajută de sigur. Da. Eu cred că, uitându-mă aici în zonă, am fetița mea, că nu pot să spun altfel, că e adevărat, am între fetițe mele, care e 40 de ani, e mai iubitoare de bunițe. Așa că
Probabil cu siguranță o să fac că o să fiți în urmă. Să nu fie 52. La 40 ne descurcăm. Am spus 20% revine creștinile, așa că cereți impresionat. Da, vorbesc și eu? Uite, unde este de omul de afaceri și de mistia, da. Vorbesc și eu? Vreau să-l salut și pe domnul Mircea Beloiu, consilierul cultural al Consiliului Local Municipal Roman, proaspăt investit în funcție. Ne bucurăm că avem imediat după investire, aș spune, că doar câteva zile au trecut. Aș fi vrut să fiu prezent și eu la momentul respectiv, dar noi preoții eram la slujbă la momentul respectiv. Așadar, felicitări celor care au fost investiți noi și sper să facem treabă cu toți. Păi totdeauna ne-a susținut, așa că acum vorbesc eu. Da. Deci primul vernisaj în zilele municipiului Roman, 14-22 mai 2016 la Galeria Boemia a fost pe data de 18 mai Lucian Tudorache între cer și pământ. Cred că s-a menținut titlul și astăzi la a doua expoziție dublată de o lansare de carte. O să îi dau cuvântul maestrului Petru azi Tudorache, dar Petru Diaconu. Să, totuși trebuie, dacă dascălul cere să mai cânte ceva, pot să mă opresc? Nu. Vă rog să mai adăugați, domnișoara dascălul. După maestru sau înainte? Înainte. E la stran. Așa, foarte scurt. Pentru că... O concluzie. Mi-am adus aminte când anii 2009 făceam împreună cu poetul, scriitorul, colegul sau prietenul. Excelența sa, cu dumneavoastră, părinte, făceam o emisiune culturală aici în Roman. Și vreau să spun că deși predau la Iași, eu aici mă simt acasă, cum mă simt la Târgu Neamțul, de chiar sunt acasă. Deci eu aici mă simt cu adevărat acasă și așa o efervescență culturală. Vă felicit atât pentru activitatea de la Clepsidra, de la Societatea Culturală Clepsidra, de la revista Clepsidra. Să știți că nu am niciun merit. Meritul aparține acelor persoane care participă de bună voie, neforțați de mămica lor. Mă uit aici, în jurul meu, și mie mi se pare extraordinar că într-o zi de caniculă, într-o zi în care puteați să faceți un milion de alte lucruri, să vă aflați aici pentru a discuta despre literatură, despre artele vizuale, despre artă și poezie. Și despre spiritualitate. Deci eu vreau să mă, pur și simplu, să mă înclin. Reverențele mele, eu cred că un public mai deosebit ca la... Eu nu-l văd așa în Iași, în mediul universitar. Deci... Subscriu și eu la acest lucru și mai aflau efectul în bună, că au venit neforțați. Da. Deci nu i-a forțat mama, așa cum ar fi dorit domnul Dan Iacob să fie forțat. De fapt, eu cred că nu ați găsit cel mai fericit cuvânt în... Ar trebui să găsim cuvântul respectiv pentru mamă. Poate că îndrumat, poate convins, poate educat. Aplauze sunt și pentru domnul primar de Roman, Laurențiu Leureanu. Dacă îmi permiteți, mă simt foarte onorat că particip la această întâlnire culturală de fiecare dată în Roman. Aceste manifestări sunt foarte utile și benefice pentru toți romașcanii. Laud, în primul rând, pe președintele de la Clepsidra, pe domnul Felipe Faiu, pentru aceste activități nemaipomenite și în calitatea mea de consilier local, ales acum la alegerile actuale, și mă ocup, printre altele, sunt în Comisia de Cultură, Culte, Patrimoniu și tot ce ține de învățământ și tot, în general, de cultură. Vă promit, nu neapărat, dar vă promit că voi fi un apărător, un susținător permanent al culturii în municipiul Roman,
pentru promovarea acestei culturi și voi căuta tot ce se poate și în Consiliul Local să promovez toate valorile culturale ale municipiului. Și sperăm ca în viitor toate acestea să se materializeze, să devină Romanul un centru foarte important cultura nu numai romașcană, ci și chiar și județeană. Mulțumesc! Dar spune și național, și internațional. Eu mulțumesc și eu domnului Mircea Beloiu, care a fost prezent la toate evenimentele și pe vremea respectivă nu era consilier. Acum este consilier, deci ar putea să nu mai fie. Da, exact. Dar eu știu că va fi prezent, pentru că totdeauna am avut sprijinul domniei sale la evenimentele noastre. Da, cum am început. Mă bucur că mi-am găsit locul între Dascăl și Popa acum. Da, și m-a spus pe mine la colț. Și acum ați observat că s-a vorbit enorm de mult despre Damiatu. Despre poezie. Despre poezie. Mă simt frustrat. Nu e egalitate. Așa că rog publicul să se uite tot în același timp la tablourile mele. Pictorii nu vorbesc, pictează. Dacă sunteți frustrat că nu s-a vorbit destul despre pictura dumneavoastră, o să-i mai acord 3 minute domnului profesor Constantin Adamović, care știu că poate să adauge o concluzie excepțională la lucrările noastre. Prima dată o concluzie. O mână bună să vede. Perfect. E o coerență în care nu mai vorbesc mai de când sunt romantică, care e foarte deși inspirat. Nu, da, mă. Și nici eu. Adică lucrări, într-adevăr, grele, cu iliatică, nu știu ce-am făcut. Nu exagerează. Prima impresiune constată. Sunteți la prima întâlnire cu pictura domnului Petrucianu. Eu vă felicit pe amândoi, pe domnul Petrucianu Iaconu, pe domnul Dan Iaconu, pentru tot ceea ce realizați. Sperăm că toți avem ordonate ale iubirii pe care le-a rostit atât de răspicat Dan Iacob, citând pe altcineva, nu mai spune pe cine, trebuie să știe. Mulțumesc domnului profesor Lucian Stroi, care s-a făcut și o spovedanie publică în locul lui domnului Petrică, maestrului. Iertăm cu povada, într-adevăr, artiștii și poeții se spovedesc public prin volumele sau prin studiile pe care le creează. Sunt cam multe erezii în literatura contemporană, dar nu sunt eu chiar, numai eu, în măsură să judec. Probabil, la un moment dat, vom convoca un mare sinod al poeziei. Și vom vedea ce e canonic, ce nu e canonic, ce... Bun, că ajungem la inchiziție, nu? Fără. Lăsați inchiziție există, care există, și domnul profesor poate să spune că și în poezie și în artă există o formă de autocenzură până la urmă, pentru că nu chiar ca și în cuvintele apostolilor. Totul este permis, dar nu totul folosește. Așa. Dacă nu te autocenzurezi, te spun mă bucur simplu, că am așa ascultat-o, am avut ocazia să o ascult iarăși pe domnișoara Cristina Emanuela Dascălu, care este membră a secția de poezie, nu? Dar studiile de sale sunt în mai multe ramuri de hermeneutică, de exegeză, nu? Lucrarea de doctorat, dacă ne amintesc eu bine, e vorba de poezia feminină în literatura universală sau în literatura americană. Tărâmuri imaginare ale scriitorilor din exil, Imaginary Homelands of Writers in Exile, o carte, apoi o carte a apărut în Statele Unite. Da. Felicitări! Vă felicit și pe dumneavoastră că ați venit neforțați la acest eveniment. Și
și că ați rezistat acestui experiment. Până la urmă, nu am gândit așa evenimentul, dar cred că e o idee foarte bună. Dar trebuie să-i mulțumim și lui Gabi. Mulțumim gazdei noastre, anfitrionul nostru de astăzi, custodele acestei galerii, Gabi Ulai, care a acceptat acum o vreme să încercăm să facem aici la galeria, la spațiul acesta să facem o galerie de artă.